Am revenit, iar în această seară împreună cu noi este domnul Ciprian Iftimoaie, director adjunct DGS Iași. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara și bine v-am regăsit! După vacanță de vară foarte frumoasă, puțin cam scurt, am spune unei dintre noi, în această seară, în dialogul nostru, vom încerca să aflăm anumiți factori, anumite cauze, anumiți factori externi, ceea ce influențează calitatea vieții la români. Și începem cu cea mai importantă idee: câți dintre români și-au permis anul acesta să meargă într-o vacanță de vară? Destul de puțin, sau dacă e să ne raportăm la situația din țările membre ale Uniunii Europene, foarte puțin. România este plasată pe locul întâi la nivel european, conform datelor Eurostat, cu un procent de 59,5%, aproape 60% dintre români, care nu și-au permis să petreacă măcar o săptămână de vacanță departe de reședința obișnuită. Adică nu vacanța acasă, să mergi măcar la 50 de kilometri distanță într-o vacanță. Deci nu mai spunem dincolo de graniță, ne raportăm la 50 de kilometri distanță de căsuța noastră. De reședința obișnuită, și da. Și comparăm acest procent cu ce alt procent și din ce cu media Uniunii Europene. În Uniunea Europeană cam 26% din cetățenii statelor membre nu și-au permis să petreacă o săptămână de vacanță departe de reședința obișnuită. Noi, după cum vedem, avem aproape dublu acestui procent, 60%, cum spuneam, pe locul întâi la nivel european. Acest indicator, făcând parte din, alături de alții, din indicatorii statistici care descriu calitatea vieții, condițiile de trai ale populației din România. Am mai discutat cu dumneavoastră pe acest subiect referitor la calitatea vieții. Haideți să vedem niște cauze pentru care s-a ajuns la acest procent. Da, e o situație, aș spune, cronică, deoarece în ciuda unor progrese economice vizibile, de altfel, ale țării noastre, cum ar fi creșterea economică tradusă în produs intern brut pe cap de locuitor, care, așa cum arată aceleași statistici ale Eurostat, ne plasează deja în apropierea Poloniei, o țară puternic dezvoltată economic, cu o suprafață și o populație dublă cât România și care de mulți ani s-a remarcat în concernul statelor europene ca făcând o figură interesantă chiar prin reprezentanții săi politici. Deci o țară care chiar contează la Bruxelles și în structurile celelalte de securitate euroatlantice. Deci cumva, dacă ne uităm după produsul intern brut, care descrie, eu îi spun, creșterea economică, dezvoltarea în ansamblu, dar nu și bunăstarea socială, am făcut progrese însemnate, se pot face și mai multe. Bine. Țara e un șantier în lucru, ar spune. Acum și unii dintre noi ar spune că, bine domnule, dar ce ne trebuie vacanțe? Adică de ce ar trebui să luăm în calcul calitatea vieții la români în funcție și de vacanțe? Că nu este un factor sau o noțiune de care să nu ne putem lipsi. Petrecerea timpului liber, inclusiv prin deplasările acestea mai mult sau mai puțin scurte, pe care le numim vacanțe, unei, mă rog, nu-și permit deloc, alții își permit 7 zile, alții tot concediu alocat de angajator, instituții publice sau de mediu privat, care în funcție de vechime poate merge și condițiile de lucru chiar până la 35 de zile. Deci sunt oameni care 35 de zile înseamnă 7 săptămâni de vacanță pe an și le petrec pe toate. Și eu cunosc foarte mulți oameni care merg de cel puțin 4 ori pe an, chiar în fiecare anotimp, în vacanțe, chiar în afara granițelor țării. Dar în tot acest timp, după cum vedem, sunt și mulți oameni care nu fac acest lucru, deoarece, pe scurt, nu au bani. Și aici cred că intervine iarăși acea noțiune pe care am mai pomenit-o în dialogurile noastre, acea inegalitate socială. Discrepanța aceasta foarte mare, așa cum spuneați și dumneavoastră, cu toții cunoaștem persoane care merg poate o dată la 2-3 luni în vacanțe destul de lungi și alții care poate nu merg niciun an sau poate o dată la 3 ani de zile și atunci să fie o săptămână, două maximum. Ce facem cu aceste inegalități sociale?
Inegalitățile sociale ar putea fi reduse prin politici sociale și economice, politicile sociale să fie mult mai inclusive și să vizeze inclusiv, eu știu, transferuri mai mari de la bugetul de stat spre acele segmente de populație care au un nivel de trai mai scăzut sau se confruntă cu probleme acute, cronice în ceea ce privește situația lor socială, familială. E vorba de persoane vârstnice, copii care sunt afectați de sărăcie, persoane care provin din gospodării cu intensitate scăzută a muncii, din anumite zone, orașe, mai ales din mediul urban. Deci dacă e să ne referim la să facem un fel de profil sociodemografic al populației care nu poate să meargă în vacanță din cauza nivelului de trai scăzut, a lipsei veniturilor pe care le au, ne orientăm atenția mai ales pe mediul rural. Acolo foarte puțini își permis să meargă în vacanță, poate doar funcționarii primării, mici întreprinzători. Acolo deja ne gândim și la educația care este destul de precară, adică nivelul educației. Dar veniturile în mediul rural sunt foarte scăzute. Dacă ne gândim că din venitul mediu a unei gospodării în România 64% provine din salarii, iar în mediul rural la noi predomină agricultura aceasta de subzistență, iar salariații, atât cât sunt ei, obțin câștiguri orientate spre minimum pe economie, eventual niște vouchere sau niște bonuri de masă, iar restul sunt lucrători neremunerați în gospodăria proprie, lucrătorii familiali care muncesc cu ziua, zilierii, și toți aceștia nu-și permit să meargă în vacanță undeva departe. Copiii de la țară, iarăși sunt, în general, copiii din România sunt afectați de sărăcie, cam 35% din copiii României sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială. Prin urmare, mulți, mai ales din mediul urban, din mediul rural, urbanul mai puțin dezvoltat, nu își permit să meargă la școală. Dacă ne uităm, de exemplu, pe cei care suntem părinți și avem copii înscriși la școală, pe ofertele vacanțelor școlare organizate sub tutela instituțiilor de învățământ, cam 2400 de lei costă o săptămână de vacanța a unui copil. Deci vorbim, de acea vacanță clasică pe care cred că am avut-o cu toții, vacanța de la școală, în care am ajuns în 2024 să coste 2400 de lei pentru un elev, când eu personal îmi aduc aminte, și nu a fost acum foarte departe, faptul că îți trebuiau maxim 200-300 de lei ca să te duci cu clasa, că așa era, mergem cu clasa în vacanță. E drept, cu condițiile care erau atunci, eu am mers în vacanțele școlare, dacă mi-aduc bine aminte, nu erau excepționale, nici sub raportul cazării, dar nici a alimentației. Nu intru în detalii pentru că poate pentru telespectatorii mai tineri și când mai povestesc și acasă pentru copiii mei. Pare un pic ireal. Că mâncam acolo o felie de pâine, eu știu, cu margarină, ceaiul, un ou fiert, o feliuță de salam și toate acestea se repetau. Ciorba era așa foarte dietetică și nu mai continui cu marmelada, cu pâine și cu toate celelalte, însă pentru noi conta atunci foarte mult că socializam cu toți copiii din clasă și din alte clase și chiar ne întâlneam din alte orașe, indiferent de statutul socioprofesional al părinților, că erau muncitori, maestri, medici, ingineri. Noi mergeam împreună acolo, eram, să spunem, relativ egali. Astăzi nu se mai întâmplă lucrul acesta. Păi, copiii evident care își permit să organizează și vacanțe în străinătate, deci care își permit astfel de vacanțe. Evident, pentru că dacă în clasa de la școală sunt copii, așa cum spunea și dumneavoastră, nu contează profesia părinților, acolo poate pe parcursul orelor anului de învățământ, într-adevăr, nu se simte, dar când vine această vacanță cu un cost de 2400 de lei, mă îndoiesc că un tânăr, un copil din mediul rural, își permit părinții să-l trimită în astfel de vacanțe. Nici din mediul urban, și acum să vorbim sincer, trecem un pic dincolo de date și de astea, nici eu nu sunt dispus să plătesc pentru o asemenea vacanță, 2400 de lei, dacă e să mulțim cu 4 persoane, înseamnă 10.000 de lei, adică 2.000 de euro,
o deplasare, să spunem, undeva în străinătate cu demipensiune, că e suficient pentru 4 persoane, e undeva la minim 2.500 de euro. E un cost destul de mare din punctul meu de vedere și mă surprinde, nu neapărat că mă surprinde, dar îmi dau seama, iarăși revin la discrepanța aceasta socială, pentru că sunt copii care merg în astfel de vacanțe. Părinții plătesc acești bani. Merg în străinătate. Acum, uneori, se mai și exagerează cu cazările acestea. Unele sunt organizate în capacități de cazare turistică care pleacă de la 4 stele în sus, din punctul meu de vedere. Cumva nu se justifică, da, pentru nu se copii, justifică acești bani. Nu se uită la numărul de stele afișate la un hotel, motel sau mai știu eu ce stabiliment de acest gen, ci, cum spuneam, atmosfera de vacanță, jocurile, petrecerea timpului cu ceilalți sunt elementele care contează. Dacă este să revenim la acel procent de 59,5% dintre români care nu și-au permis anul acesta să meargă într-o vacanță, care ar fi influența acestui procent? De unde pleacă influența acestui procent? Aparte, am citit printre rânduri și am înțeles de la dumneavoastră de acest cadru economic și social. Mai avem și alte influențe? Păi, veniturile noastre sunt destul de scăzute și trebuie să avem în vedere că cei mai mulți bani pe care îi obțin românii din venitul, să spunem, mediu pe o gospodărie de circa 7.000 de lei, se duc pe cheltuielile legate de alimente, care s-au scumpit și în ultimul an și în ultimii ani foarte mulți. Iată și ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată că inflația în România este de 5%. A mai scăzut față de anii trecuți, dar tot pe locul întâi la nivel european suntem în ceea ce privește acest lucru. E, unii ar spune că, domnule, au crescut și salariile. E drept, au crescut. Puterea câștigului salarial real a crescut cam cu 9 puncte procentuale față de iunie 2023, însă încă o dată precizăm, sunt niște medii, vedeți că mă exprim în medii, câștigul mediu net, da? Puterea de cumpărare a salariului e o medie a acestui câștig raportat la inflație, nu toți câștigăm la fel. Dacă noi, de exemplu, în județul Iași avem un salariu mediu net, câștig salarial mediu net de 5.000 de lei, da? Nu înseamnă că toți locuitorii din câștigă județul 5, Iași. Da. Nu, în municipiul Iași câștigă și mai mult. Unde avem aproape 20.000 de locuri de muncă în industria tehnologiei, informații și comunicații, unde se câștigă foarte bine. Avem sectorul medical foarte dezvoltat, medici, asistente, personal auxiliar, unde au mai crescut salariile, chiar și în domeniul învățământului, profesori universitari, cercetători, unde, iar salariile sunt orientate spre 10.000 de lei, în funcție de gradul lor didactic, de premii, de proiectele pe care le au, și un sector privat dezvoltat aici, în municipiul Iași, zona metropolitană, de salariul acesta mediu net, despre care vorbim noi, se formează pe seama municipiului reședință de județ și a zonei metropolitane. Că, cum ieșim din zona metropolitană Iași, aspectul localităților per ansamblu, ca să spun, înseamnă cu cele din județul Vaslui, Neamț, Botoșan. Le dau exemplu pentru că acolo sunt zone un pic mai defavorizate, da, într-adevăr. Nu sunt dezvoltate. Da. Indicatorii statistici de la populație ocupată, șomaj, câștig salarial și toate celelalte descriu acest peisaj, să spunem, socioeconomic. Profit că sunteți în platou alături de noi și aș vrea să povestim puțin și despre acea dezvoltare regională, care este foarte mult dezbătută, foarte mult discutată, foarte mult menționată de toate clasele politice și de tot ceea ce înseamnă oamenii din jurul nostru. Care este imaginea reală a acestei dezvoltări regionale, bineînțeles, din punct de vedere statistic? Din punct de vedere statistic, regiunea de nord-est în ultimii ani are și anumite evoluții pozitive. Nu mai suntem cea mai săracă regiune din țară.
am fost depășiți la acest capitol de regiunea Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia, da? În momentul de față, rata sărăciei relative în regiunea de dezvoltare nord-est este de 26%, da? La nivel național e de 21%, ca să vedem și reperul național. Și celelalte regiuni sunt, cum spuneam, 28%, chiar 34% sunt mult mai afectate de acest fenomen față de regiunile. Însă, de exemplu, nu stăm bine la rata ocupării, da? Chiar și în județul Iași, unde toată lumea, știți, se plânge de forță de muncă. Rata ocupării undeva de 50%. Iar șomajul rămâne cumva constant. Adică dacă rata ocupării, numărul persoanelor ocupate, e așa redus, ar trebui ce înseamnă cei care nu sunt ocupați, care nu muncesc, să regăsească în șomaj. Ei nu sunt persoane acestea. Ori au fost aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă ca persoane aflând în căutare, indemnizate, neindemnizate, ori au ieșit, ori se întâmplă altceva, da? Poate migrația sezonieră pentru muncă. Oricum, e un segment de populație care, să spunem așa, nu se regăsește în statisticile privind munca, da? Dar ar putea fi adus în câmpul muncii. De exemplu, tinerii, aici șomajul la tineri e destul de mare, peste 20% sunt tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani care nu muncesc, nu învață. De asemenea, și iată că vorbim de persoane cu venituri reduse care nu-și permit să meargă, nu știu, în vacanță, decât în așa zise vacanțe pe litoral, unde lucrează ca personal de servire în serviciile turismului. Unii oricum să câștigă foarte puțin la noi în țară. Absolut. Și toate aceste lucruri, plecând de la calitatea vieții până la dezvoltarea noastră regională și nu numai celorlalți vecinei noștri, ne duc către punctul culminant al țării noastre, clasa politică. Pentru că acolo se decide totul. Și da, cum noi decidem, e un pic și amuzant. Adică, haideți să facem o notă discordantă, să fim amuzanți când lucrurile sunt destul de grave din punctul meu de vedere. Deci, noi alegem o clasă politică care la rândul ei alege cum trăim noi. Cam așa s-ar traduce un pic mai pe liber. Da, eu aș vrea să introduc o nuanță în afirmația dumneavoastră. Noi alegem din oferta clasei politice, cu oferta nu o generăm noi. Bună notă de subsol, da. În democrație, trebuie să le spunem cetățenilor, politica și puterea politică se câștigă de către partide și reprezentanții acestora. Eu cu dumneavoastră nu putem câștiga puterea politică pe aici, oricât am discutat noi și am ieșit afară și am generat nu știu ce mișcări sau forme de protest. Sunt organizate alegeri la termen, cum am avut și în anul acesta, urmează cele parlamentare și prezidențiale. Partidele avansează propuneri de candidați. Candidații sunt aceia pe care îi știm cu toți. Oferta, deci, e o problemă mare cu oferta politică a partidelor politice. Ca să mă exprim așa mai sociologic, aș spune că în momentul de față ne confruntăm noi oamenii care suntem mai reflexivi, așa, mai suntem chiar exasperați, aș putea spune, de această selecție negativă a clasei politice care pare așa implacabilă. Nu putem schimba, pentru că nu putem controla, nefiind, eu nu sunt membru de partid, dar asta nu spun că e o virtute, vai de mine, sunt grozav că nu sunt membru de partid. În mod normal, calitatea clasei politice este îmbunătățită, ameliorată prin participarea cetățenilor la jocul politic, inclusiv prin activismul politic în cadrul partidelor, prin participarea la ședințele de Consiliu Local. Câți dintre noi merg acolo să vadă ce se discută sau să ceară să ia cuvântul cu aprobarea președintelui de ședință sau la Consiliul Județean. Nimeni nu merge. Dar tot din punct de vedere statistic, sociologic, așa cum ați bine și frumos ați spus dumneavoastră, avem nu i-aș spune imagine, un peisaj, pentru că poate sunt mai multe elemente al claselor politice din România. Sunt acestea studiate? Sunt acestea puse sub semnul statistice? Da, sociologii și politologii se ocupă și eu m-am ocupat 10 ani de zile de studiu clasei politicii românești. Am și publicat o lucrare, Sociologia Elitelor, evident, studiu de caz România.
și a mers în detaliu. Care este concluzia? Concluzia este că în ultimii ani asistăm inclusiv prin ceea ce se vede nivel de pregătire profesională, CV-ul, dar biografiile politicienilor, mai ales a celor, să spunem, proeminenți, mainstream, cum spun unii, chiar de multe ori mai spun așa, glumind, că o să ajungem să-i regretăm, nu știu, pe Nicolae Văcăroiu, Călin Popescu Tăricianu, Adrian Năstase, cu toate păcatele și umbrile și luminile lor și tot ce au fost, Stolojan și alții aveau pregătire universitară, academică, bacalaureatul ăla la termen, facultatea făcută undeva serios, ba, au mai publicat și cărți, lucrări, deci încă o dată, cu toate lumine și umbrile lor, personajele politici din trecut, da, aveau o pregătire solidă profesională, atât pe componenta, să spunem, academică, dar și experiența lor. Unii au lucrat în diplomație, dar aveau probleme de genul acesta. Ba că facultatea e făcută nu știu cum, ba că nota diploma mică, ba că diploma nu este, ba că e plagiat doctoratul, la toți doctoratul e plagiat, nu pot să înțeleg acest lucru, ci e cu doctoratele astea date pe la niște vârste înaintate. Ca să, dacă tu ai făcut business toată viața, ai făcut politică, trezești așa pe la 60 de ani să faci un doctorat ca să arăți ce oamenilor, că ești tu cercetător științific sau profesor universitar. Că își merită locul. Nu merge lucrul ăsta și ar trebui, asta e părerea mea, ca să se renunțe la această practică, pentru că nu mai este un asset, un punctare, da, ca să spun, da, așa, în CV-ul. Ba, te mai și caută unii la dosarul de doctor, la lucrarea, să, da, citesc noi, acum. Noi, într-adevăr, aducem o notă amuzantă acestor lucruri, dar nu este de glumit, pentru că sunt lucruri care ne afectează pe noi, dar mai mult decât atât afectează viitorul generației care vine de după noi și, bineînțeles, vedem, revenim iarăși la ceea, sigur, ce înseamnă nivelul de trai. Calitatea oamenilor acestora, exact, capacitatea lor de a înțelege situația socioeconomică, inclusiv descrisă prin indicatorii aceștia statistici. De exemplu, am intrat la o dezbatere online cu profesori, chiar și academicianul Lucian Albu, a fost economist de prestigiu și alții. Și apropo de, nimeni nu discută lucrurile astea, un economist șef de la o bancă comercială ne-a dus în discuții un indicator la care eu, de exemplu, nu m-aș fi gândit și care pune multe semne întrebare în ceea ce privește dezvoltarea țării. Faptul că investițiile publice în România au crescut cu 47% față de anul trecut. Toți știm din teorie, mai ales din teoria economică, că investițiile publice așa generează valoare adăugată, mai ales în infrastructură, atrag dezvoltare, companii, firme teorie, și așa, da, mai departe. Da? Locuri de muncă se creează, de pe urma acestora statul colectează taxe și impozite. E, în timp ce investițiile acestea au crescut, per ansamblu, sunt multe șantieri în lucru deschis în țară la noi, creșterea economică este sub prognoze, e de vreo 0,7%. Deficitul bugetar e prognozat de acum sau reevaluat să duce spre 7% și ne punem întrebarea, domnule, ce se întâmplă? Totuși se injectează bani și în investiții și în salarii și în creșteri de pensii. Dar ceva nu merge, da, eu acolo. Eu cred că întrebarea cea mai potrivită din punctul meu de vedere nu e ce se întâmplă, ci unde sunt banii. Cred că aceasta ar fi cel mai succint și cel eu mai simplu. Da, de, să fiu totuși mai, da, în sinea înțeleg, mea mai optimist așa și să cei de acolo cam am pus întrebări și am zis, domnule, ce se întâmplă, da? Haideți ca să înțelegem fenomenul. Multe din investițiile astea sunt făcute unele punctuale, da? Un profesor de acolo spunea că politica macroeconomică în România e făcută de baronii locali, de primari, președinți de consilii județene, care în funcție de rezultatele lor electorale se duc și bat pumnul masă la guvern și spun, dă-mi un bani pentru un pod, pentru un drum, pentru și așa mai departe. Însă nu e o viziune strategică la nivel național bine conturată sau regional. Noi facem un drum de aici, un pod dincolo poate stricat,
Da? Autostrada, poate o facem, nu știu, pe segmente, ne-am apucat într-o parte. Nu avem aici autostradă, voi nu aveți în partea cealaltă? Nu terminăm, mai la altă, în fază de proiectare, mai începi în altă parte și toate lucrările astea începute, deși, poate, în planul percepției, oamenii spun, dom'le, uite, să lucrează, da, să faci. Să lucrează și pe strada aia și colo și colo, să faci treabă totuși. Dar fiind împrăștiate peste tot, neavând... Nu se vede o congruență. Da, nu produc efectele acelea. Așa este. Domnule Ciprian, vă mulțumesc foarte mult mulțumesc pentru că și în această seară ați fost alături de noi. Așadar, domnul Ciprian Iftimai, director adjunct al Direcției de Statistică Județeană din Iași. Așa cum bine am discutat în această seară, nu acuzăm, nu arătăm, doar încercăm să vedem exact constatăm statistic. Exact. Constatăm corect și transparent ceea ce se întâmplă. Mulțumesc pentru prezență. Și eu mulțumesc pentru invitație. Acestea au fost discuțiile, dialogul din această seară și informațiile. Ne vedem data viitoare.